în care Dumnezeu i-a dat inima împrejur și aici în adunare și ne bucurăm și se bucură și ce? Domnul să binecuvinteze. Poate Pleșul, Domnul să te binecuvinteze. Cerți Florin, ce ți-a tentat ca să în această zi de astăzi să te hotărăști, să te împași cu Domnul, să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta, în viața ta și în familia ta. Am avut o lucrare acum cam 3 ani de zile tot cu fratele Tudor și n-am dus-o la deplinire și am ajuns în penitenciar aici în Baia Mare. Și când am ajuns în penitenciar, soartea mea a fost să moară. Și atunci am făcut legământul, că am zis că Doamne, fă bine, că îți promit că mă predau la mine. Am venit acasă, am văzut că sunt sănătoșit și am ajuns iară. După 40 de zile, după ce am venit acasă, așa a vrut Dumnezeu ca să mă duc înapoi, că nu am vrut. Și în penitenciar iar am ajuns și am zis, Doamne, du-mă și de data asta acasă, că mă predau. În așa faptă m-a pus, cine m-a pus, că a fost o încadrare foarte mare. Nimeni nu a mai și-o dat seama că pe mine m-a scoate să-mi dai drum afară, să-mi deschidă porțile alea după fel. Chiar eram cu bărbatul Cornelia. Și îmi zicea, vrea să zice, n-ai nicio șansă. Dar Dumnezeu lucrează și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat putere și tărire ca să mă predau Lui. Eu am făcut și vreau să slujesc pe Dumnezeu.